Ideea înființării unei școli de fotbal părea o iluzie pentru un student de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, un tânăr care cochetase cu fotbalul încă din copilărie și care își dorea enorm ca într-o zi să aibă propria grupă de elevi. A luptat pentru visul său, iar în aprilie 2007 proiectul lui Constantin Giurescu s-a transformat în realitate și a primit numele de școala de fotbal Sport Team București. Alături de mine este domnul Constantin Giurescu, este coordonatorul bazei și școlii de fotbal Sport Team din București. Probabil că încă nu ați auzit foarte multe despre această școală, de aceea echipa DigiSport a venit astăzi aici la baza Agronomia. Bun găsit la DigiSport! Trebuie să ne spuneți povestea. Cum ați început? Păi așa să vă spun, începutul sincer este următorul. Eram în anul 3 de facultate, dacă nu mă înșel, și cu mai mulți colegi de-ai mei de facultate, pasionați de fotbal, încă mai jucam fotbal, am spus, zic, lasă că după ce o să terminăm, o să ne facem noi o academie și o să fim toți antrenori, ca să numai că tot ne chinuiam să jucăm, să nu știu ce zic, ne facem o academie și vom antrena toți la academia aceasta. Timpul a trecut, nu am mai jucat fotbal, s-a dus vremea, asta cred că era prin 2004 pe undeva. Am început ușor să închei cariera de fotbalist datorită condițiilor și nerespectării contractelor și toate promisiunile care ni se făceau și nu erau adevărate și am spus de astăzi mă las de fotbal și așa am făcut. Din clipa aceea nu am mai jucat fotbal la nivel profesionist, doar cu prietenii și am apucat să antrenez la o școală de fotbal, într-adevăr. Am strâns și acolo câțiva copii, am vrut să facem un proiect tot așa mare, dar la un moment dat ideile mele cu cele ale conducătorilor nu au ajuns la aceeași nivel și am decis să mă retrag. Și am spus, trebuie să fac eu o școală în care să antrenăm după principiile pe care le dorim și care sunt cele mai bune, așa cum văd eu, o școală. O altă filozofie decât majoritatea cluburilor, fără presiune, în care să dăm posibilitatea copiilor, tuturor copiilor, să practice acest sport minunat care este fotbalul și cei care au talent și care muncesc foarte mult să poată să meargă mai departe. În prima săptămână de la inaugurarea școlii, un singur copil era prezent la antrenamente, însă, după mai multe selecții, numărul sportivilor s-a mărit considerabil. În prezent, a depășit 200. În paralel, s-a închegat și un staff tehnic compus în mare parte din antrenori foarte tineri, dar ajutați de experiența fostei glorii din Ghencea, Teodor Anghelini. Împreună cu fratele meu am pus bazele școlii de fotbal Sport în București. Am antrenat timp de o săptămână cu un singur copil, deci un singur copil. Am avut o bază în Herăstrău, cei de acolo au spus că au mai fost mulți ca noi și n-au reușit, dar am crezut în acest proiect, n-am muncit foarte mult, am mers prin școli, am făcut promovare, normal că numele Sport Team nu spunea nimic, dar serviciile, în momentul când spuneam că avem transport, că avem teren sintetic, că avem teren acoperit, că avem materiale pentru toți copiii, ușor, ușor dădeau de gândit copiilor și i-am atras către noi. Normal. Au ajuns la părinții aceste informații, părinții au vrut să vadă, chiar unii chiar așa m-au sunat, cine sunteți și vreau să văd ce faceți. Au venit, au văzut cum facem antrenamente și au rămas și au fost mulțumiți și încă avem copii din anul 2007, atunci de când am deschis școala, tot în aprilie și tot așa într-o zi frumoasă ca și aceasta. Și așa a început proiectul Sport Team București. După 6 ani de la lansarea școlii de fotbal Sport Team, antrenorii vorbesc cu mândrie despre rezultatele obținute la turnele naționale și internaționale. Mai mult, în toamna anului trecut, s-a desfășurat și prima ediție a Cupei Sport Team, la care au participat 568 de sportivi, un turneu destinat pentru 4 categorii de vârstă. Timp de 3 zile a fost, pot să spun, un festival. Deci un festival al fotbalului în care copiii au venit, au întrecut, au râs, au și plâns, că unii pierd, unii câștig, dar au mers mai departe. Am avut și premii și toate condițiile care le-am putut oferi au fost foarte bune, toți fiind foarte mulțumiți din punctul meu de vedere și aprecierile care au urmat au fost că trebuie să continuăm această cupă și vrem să o facem la un nivel cât mai mare anul acesta și pentru fotbal 11-11, pentru că anul trecut s-a desfășurat numai pentru mini-fotbal, având în vedere că vom da drumul și la această bază care este aici la Agronomie, cu un teren deosebit și este păcat să nu putem oferi copiilor din București și nu numai din țară, niște condiții foarte bune de a se bucura de fotbal. De ce trebuie să mergem la Fragaria Cup sau nu mai știu unde în străinătate, când putem face și noi aici turneul nostru, turneul bucureștean sau turneul național, care să fie vara, iarna, în vacanțe, să ne putem bucura de fotbal.
Baza Sport Team întrunește toate condițiile pentru a se face fotbal de performanță. 7 terenuri cu gazon sintetic prevăzute cu nocturnă și acoperite în sezonul rece, 2 terenuri de iarbă de dimensiuni oficiale, o pistă de atletism și un corp de clădire dotat cu vestiare, minibar și birourile staffului tehnic, în care strălucesc trofeele câștigate. Sport Team înseamnă o întreagă logistică. Sport Team oferă, pe lângă domeniul de activitate propriu-zis, adică antrenamente și așa mai de pregătire a copiilor, oferim și transport, oferim și cazare copiilor din provincie. De asemenea, ne ocupăm împreună cu colegii mei, nu vreau să spun că doar eu mă ocup. Cu toții muncim foarte mult, ne ocupăm de bazele sportive. În momentul de față putem spune că avem o bază sportivă a noastră, dotată cu 7 terenuri sintetice, 2 în curs de construcție, o pistă de atletism, care la fel este în curs de amenajare, 2 terenuri mari de iarbă, unul care în următoarea lună va fi dat în folosință, un teren ultramodern, spunem noi. În ceea ce privește concurența, într-adevăr, nu știu dacă am tras cu ochiul, dar tot timpul am primit informații și am căutat și noi la rândul nostru, pentru că școala noastră de fotbal încă nu este un brand, nu are un brand, nu are o istorie în spate. Noi am luat-o pas cu pas, am compensat foarte mult cu pasiunea pentru ceea ce facem, am muncit, cu toate că am avut și momente mai puțin bune, dar împreună am reușit să le depășim. Împreună cu colegii mei, vreau să spun, tot timpul vreau să menționez, pentru că noi suntem și periodic avem săptămânal, dacă nu la 2-3 zile, ședințe în care stăm de vorbă, discutăm problemele de zi cu zi, discutăm planurile pentru viitor apropiat și pentru viitor îndepărtat. Și de asta vreau să-i menționez tot timpul, că sunt de mare ajutor și sunt foarte mândru că avem un staff tânăr. Vreau să menționez și de domnul profesor Teodor Angelini, Neateu, cum îi spunem noi, care ne este de mare ajutor, un domn cu un antrenor cu experiență. Teodor Angelini are o experiență de peste 30 de ani în fotbalul juvenil, a descoperit multe talente, le-a șlefuit și le-a trimis în fotbalul mare. Mulți dintre elevii săi l-au uitat, alții însă au rămas profund recunoscători. În prezent, Teodor Angelini antrenează grupa juniorilor republicani A de la școala de fotbal Sport Team. Se spune că nimeni nu este de neînlocuit, ei bine, timp de 10 ani nu a fost de înlocuit un fundaș lateral de la Steaua, o valoare în fotbalul românesc. Vorbim astăzi la DigiSport despre domnul și cu domnul Teodor Angelini. Bună ziua! Bună! Dumneavoastră, când erați junior, aveați gazon sintetic, aveați ghete de marcă, aveați sală de fitness? Nu, n-am avut așa ceva. Aveam un teren de zgură pe care, când scoteam ghetele la reghin cu talpă de talpă și aveau crampoane din talpă de talpă cu cuișoare, când scoteam ciorapul ăla de 5 lei, de bumbac, scoteam cu sânge, deci era plin de sânge talpa din cauza acel teren de zgură, pe care făceam și alunecări, cădeam, nejuleam, dar mergeam înainte. Și pentru aia n-am murit, am ajuns și am jucat la cel mai înalt nivel. Am ajuns. După 10 ani petrecuți la Steaua, vă gândeați că toată experiența dumneavoastră va fi dedicată copiilor și juniorilor sau v-ați fi dorit să accesați un alt nivel al antrenoratului? Nu, m-am gândit la lucrul acesta, m-am gândit că până la urmă, deci asta va fi, pentru că mi-a plăcut foarte mult, am avut și antrenori foarte buni de la copii și juniori. Am avut la Steagul Roșu la Brașov, am avut după aceea la echipa națională de juniori, l-am avut pe Neatite Ardeleanu și pe Vasile Zavoda, deci fundașul dreapta al Steagului, al CCA-ului, un mare fundaș dreapta din Baia Mare, îi spuneam moțul pentru că avea, vorba la cei din Baia Mare știți că și avea și un moț în frunte, avea o chelie cu un moț aici în frunte, un fundaș aprig, un fundaș de mare valoare. Și sigur că de la fiecare am văzut, am învățat niște lucruri și mi-a plăcut exact aceste lucruri de a învăța pe acești copii care vin la fotbal și vin cu drag și mai ales dacă au și calități, sigur că atunci și lucrul cu ei este mult mai ușor. Și atunci sigur că am optat pentru a lucra, deci în zona asta copiilor și juniorilor. Pentru că la celelalte echipe am fost,
La toate nivelele am antrenat și la Divizia C, și la Liga 4, cum se spune acum, și la Liga 2, și la prima ligă, antrenor secund, am fost o perioadă bună atunci cu Pițurcă, antrenor secund. Și am avut și acolo rezultate, am câștigat cupe ale României, campionat al României. Deci au fost rezultate, dar astăzi nu mai e, sau nu este ce ar trebui să fie în fotbalul ăsta mare, începând cu Liga 1, Liga 2 și terminând până jos. Nu este. Nu poți să faci ce trebuie să faci, nu sunt condiții, nu sunt bani ca să, sau dacă sunt pentru altceva, pentru altcineva. Și sigur, părerea de rău este că nu se investește în copiii ăștia și juniori, nu se investesc bani, nu se investesc pentru că sunt copii talentați, dar din păcate nimeni nu se gândește, tot se spune, domnule, trebuie să o luăm de jos, trebuie să o luăm de la copii, de la juniori, dar doar se spune, vorbele rămân, faptele nu sunt. După o viață dedicată sportului, Nea Teo încă vine cu entuziasm la antrenamente, simte că fotbalul îl definește, chiar dacă lucrul cu tinerii reprezintă cea mai grea muncă. E o muncă frumoasă cu copiii și juniorii, dar în același timp și foarte grea. E cea mai grea, zic eu, muncă cu copiii și juniorii. Că aici trebuie să-i modelezi, trebuie să-i crești, să-i educi în afară de cele de părinții, educația care o primește de acasă. Deci cei 7 ani trebuie să vii și tu cu educația asta pe linie sportivă. Și sigur că rezultatele apar, dar apar mai târziu, apar pentru că nu imediat ai făcut astăzi, eu știu, un antrenament, două, și a doua zi imediat se vede, domnule, a crescut în valoare și ăsta este cel mai bun, cel mai tare, cel mai mare. Nu, trebuie cu răbdare. Se poate ca unii dintre ei să explodeze mai repede, iar alții mai târziu. Și atunci sigur că nu trebuie să ne grăbim, trebuie să avem mare, mare răbdare cu ei. După atâția ani de experiență, ce vă mai motivează să veniți în fiecare zi la antrenament? Mi-a plăcut fotbalul foarte mult și îmi place ca dovadă că și la vârsta asta încă sunt aici. Sunt și dacă nu sunt pe teren, pentru mine este terminat totul. Deci asta mi-a plăcut și asta fac, la asta mă pricep. Este o mare satisfacție, nu e ușor, este foarte greu aici, dar sunt satisfacțiile astea care pe mine mă duc sus de tot, ca și cum aș fi în al 12-lea cer. La școala de fotbal Sportim sunt legitimați peste 200 de copii. În episodul de astăzi vă prezentăm doar câțiva dintre protagoniștii care vizează performanța în sportul rege. Ionuț, bun găsit la DigiSport. Pe ce post evoluezi? Atacant. Atacant. Spune-ne puțin despre acest post, cu ce ești tu responsabilizat, ce ai învățat de la domnul antrenor, ce înseamnă să fii atacant? Trebuie să dai multe goluri pe postul acesta. Asta este obiectivul final, dar tu ce calități trebuie să ai ca și atacant? Trebuie să fii înalt, solid cât de cât și să lovești bine mingea cu capul, cu piciorul. Câte goluri ai marcat? Ți-ai făcut poate și o statistică de când ești la Sportim? Cam câte goluri crezi că ai marcat? 6 sau 7 goluri am marcat. În acest sezon competițional, cum este echipa? Cum vă vedeți? Poate că mai aveți mult de lucru pentru a fi o echipă omogenă, dar cum îți vezi tu colegii? Echipa este bună, dar trebuie din ce în ce să muncim mult mai mult. Ca așa este în orice echipă, trebuie să dăm tot ce avem mai bun de noi. Crezi că este greu în acest moment pentru un tânăr să promoveze în Liga 1? Este greu, dar dacă muncim mult, 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 putem să ajungem și dacă avem un antrenor bun, se poate să ne și urcem mai sus. Ești încurajat și de faptul că acum foarte mulți români au făcut și pasul către străinătate, au obținut contracte în străinătate. Ar fi frumos să mă duc în străinătate, dar cel puțin să joc în România și după aia când va veni vremea să mă duc și în străinătate. Este foarte important ca un tânăr atunci când termină stagiul junioratului să aibă unde să plece și aveți o colaborare în acest sens cu ACS Buftea. Practic există și o motivație. Tinerii știu că dacă vor termina stagiul junioratului nu vor ajunge așa la mâna destinului, ci vor putea evolua măcar în Liga 2. O altă filozofie este aceea de a sprijini jucătorii. Adică nu doar îi ducem până la 17 ani și după aceea nu ne mai interesează de ei. Nu, încercăm prin această colaborare cu aceste Buftea și în viitorul apropiat urmează multe alte colaborări și chiar și cu echipe din Liga 1, pentru ca acești jucători să poată continua activitatea de fotbalist.
Ionuț, spune-ne câte ceva despre tine, unde ai început fotbalul și unde vrei să ajungi? Păi, fotbalul am început de jos, ca orice copil. Vreau să ajung departe, normal, că de asta fac sportul acesta. Și cu ajutorul Dumnezeu și cu multă muncă, toți antrenorii care mi-au spus că 10% este talent, 90% muncă. Și pe ce poți joci în acest moment? Mijlocaș dreapta. Există această colaborare cu ACS Buftea, înțeleg că îți dorești foarte mult să ajungi acolo. Da, îmi doresc foarte mult, este un club cu renume bun. Dintre jucătorii pe care i-ați format și au confirmat mai târziu în Liga 1 sau în străinătate, care și-au amintit de dumneavoastră și v-au mai dat un telefon? Din păcate, și o spun cu părere de rău, e vorba de Cătălin Munteanu, care, eu spun că dacă nu l-ajutam, dacă nu l-antrenam, dacă nu mă ocupam de el, sigur că, nu știu, poate nu ajungea acolo unde a ajuns. Mai ales că a avut și un mare noroc, pentru că în perioada aia eu am fost și pe la echipa națională de juniori. Am fost și, deci el face parte din generația asta, alu Mutu, alu Sava, alu Iordache, alu Bărcăoan, alu Lincar, face parte. Și sigur că a avut și norocul ăsta, pentru că imediat l-am promovat la echipa națională. Am fost în cantonamente care am fost cu el, deci pregătirea a fost mai deosebită, am avut mai mult grijă de el ca să lucrăm mai mult, am exersat foarte mult loviturile libere, cornerele, fazele fixe care sunt, care le făceam, inclusiv cu dreptul, l-am pedepsit de foarte multe ori că nu dădea cu dreptul. Iar într-o finală, când am jucat cu Dinamo la Dej, pe care am câștigat-o, a dat primul lui gol cu dreptul. I-a venit mingea pe drept, a dat la poartă și a marcat gol. De fapt, atunci a dat vreo două goluri, a câștigat cu 3-0 cu Dinamo. Deci, sigur că mă doare și mă gândesc la anii care am petrecut împreună cu el și mă uit la televizor la cum joacă, cum a accidentat și așteptam să-mi dea un telefon să mă întrebe ce fac. Nu aveam nevoie absolut de nimic, doar un telefon atâta. Tu ești antrenat de domnul Teodor Angelini. Este o valoare în sportul românesc, în istoria fotbalului românesc. Știi câte ceva despre domnul Angelini? Am citit că a fost la Steaua, a jucat la Steaua, a câștigat campionate, cupe ale României. A fost un jucător bun. Ești mândru că l-ai antrenor, că ai un specialist antrenor? Da, sunt foarte mândru. Chiar mi-a zis că mă încurajează mereu, zice ca să dau mai mult din mine. Sunt un antrenor bun. Teodor Angelini speră să fie mai mult decât un mentor pentru elevii săi, așa cum a fost și primul său antrenor pe care și-l amintește perfect. Țin minte cât voi trăi, deci a fost, îmi pare rău că nu mai este printre noi, Hașoti îl chema, un mare jucător la Steagul Roșu Brașov, la echipa de aur al Steagului Brașov, Steagului Roșu, care, deci, a fost primul meu antrenor. O mare valoare, un mare om, un mare antrenor, de la care am învățat foarte, foarte multe. Sportim și-a propus să devină o academie de fotbal prestigioasă, de aceea și-a creat toate compartimentele pentru a avea succes garantat. De imaginea Sportim se ocupă Mareș Dumitrache, pasionat de fotografie, culoare și detalii. Ținând cont de faptul că, în general, în România, cluburile de fotbal nu prea știu să-și promoveze propria imagine. Suntem obișnuiți doar cu imaginea celor consacrați, cluburile consacrate, mai puțin cluburile noi, de care cred cu tărie că nu a prea auzit nimeni. În acest caz suntem și noi, în ziua de astăzi, încercăm să promovăm fiecare element pe care îl avem în Academie, astfel încât copiii mici și cei mari să afle exact ce se află în spatele unei academii de fotbal, ce înseamnă implicarea fiecărui membru al academiei și care sunt rezultatele pe care le așteptăm pe un termen scurt, mediu și lung. Din discuțiile cu antrenorii am înțeles că întâi v-ați dorit să aveți niște rezultate, să aveți ce prezenta, să aveți cu ce să vă mândriți așa într-o mapă de prezentare, în concluzie să aveți o carte riguroasă de vizită. În acest moment există una după 6 ani de activitate? Deci, de-abia acum, după 6 ani de zile, considerăm că avem cât de cât ceva de prezentat și așteptăm rezultatele în următoarea perioadă.
De-abia atunci vom ști cu certitudine dacă ne-am făcut treaba bine sau doar am încercat să ne facem cum trebuie. Până atunci, rezultatele vis-a-vis de latura media și marketingul pe care îl facem noi este unul destul de anevoios uneori, deoarece încercăm să promovăm ceva ce nu a mai existat până acum. La școala de fotbal Sportim, Cristian Teacă pregătește grupa 1999. Planul său de antrenament este de fiecare dată structurat cu multă atenție și după modelul marilor academii de fotbal. În primul rând, acești copii trebuie foarte bine susținuți din punct de vedere mental. Noi am preluat această grupă de aproape 3 ani de zile. Încercăm să învățăm cât mai bine să joace fotbal, să-i pregătim pentru următorii ani. Având în vedere că ei sunt la început, trebuie foarte bine susținuți, învățați și nu numai în activitatea pe care o prestează fotbal, atât și în afara terenului. Ați văzut câteva imagini de la antrenamentul grupei 1999, iar acum vă prezentăm și vârfurile echipei, unii dintre cei mai talentați jucători de la grupa 1999. Alături de mine este Mihai Alexandru Cota. Bun găsit la Digisport, Mihai! Bună ziua! Pe ce post joci? Spune-ne puțin așa relaxat despre tine, la ce dată te-ai născut, în ce oraș, pe ce post joci și de când faci tu fotbal, da? M-am născut pe data de 11 iunie 1999, în București. Joc fundaș central și joc fotbal din 2007. Tata, de exemplu, el m-a adus aici în 2007. El vrea să ajung un fotbalist, o mică vedetă. La ce școală înveți tu? George Topurceanu. Și ai timp? Faci ore ca și ceilalți colegi de-ai tăi care nu practică un sport sau ai un program special? Nu, încerc cât de cât să îmi respect un program, să mănânc, să mă antrenez, să îmi fac temele. Cât de importantă este odihna pentru un sportiv care poate are două antrenamente pe zi? Mai mult de 90%. Chiar dacă noi ne pregătim intens și trebuie să ne relaxăm, sunt momente și momente. Și tu cum te relaxezi? Ce-ți place să faci în puținul tău timp liber? Poate să citesc o carte, să mă iau un meci de fotbal, depinde. Florin, bun găsit la DigiSport! Bine v-am găsit! Ia spune-mi tu, cu ce te-a responsabilizat, domn profesor? Ce trebuie să ai tu grijă în teren la un meci? Păi, să am grijă, adică vârful împins, eu trebuie să fiu mereu în spatele lui, să-l sprijin. Păi consideră că nu știu ce la vârf împins. Ia spune-mi tu, care cum... Din fața mea. Omul din fața ta. Și ăla cine? Cătălin. Cătălin, cum te înțelegi cu Cătălin? Bine, foarte bine. Foarte bine. Cu toți colegii te înțelegi bine? Da. Ce poți să ne arăți cu mingea asta? Ia să vedem. Cap? Cap? Ce ți-a spus domn profesor despre lovitura de cap? Cum trebuie să lovești mingea? Mingea? Da. Cu capul. Da, ca să dai gol, de exemplu, cu capul. Cum trebuie? Pe mijloc. Dar cu fruntea, adică. La fiecare grupă avem copii buni, chiar foarte buni. Dar, să zicem, grupa de 99 este o grupă, să zic așa, cea mai veche din cadrul clubului. Avem și câteva performanțe cu ei, să zic, notabile. Am fost de două ori la play-off pe București, pe zona asta. Avem două participări la Junior Cup, prima experiență mai puțin bună, a doua am fost locul Lame și locul 3. Am scos golgetul competiției, avem iarăși un jucător foarte bun care tot așa este golgetul pe campionatul grupei de 99. Avem 3-4 copii care sunt în permanență în atenția echipelor loturilor naționale la vârsta lor. Și vă dați seama că de-aia tot, probabil de-aia s-a pus accentul pe grupa de 99 în cadrul clubului sportiv. Tu cine ești? Robert Dicu, am 12 ani,
Sunt din București. Și faci fotbal de câți ani? De 6 ani. Prima oară am început fundaș central, fiind teren mic și jucând doar 5 pe teren. Iar apoi, când am trecut pe teren mai mare, am început să joc mijlocaș central. Și atunci când domn profesor poate nu este tocmai mulțumit de prestația voastră la un meci, observațiile, micile certuri, te motivează sau te descurajează? Cum le percepi tu? Cel mai mult motivează, pentru că ce am greșit vreau să fac în viitor mai bine. Peste câțiva ani, atunci când nu vei mai fi junior, unde îți dorești să joci? Păi aștept mai întâi vreau să încep în România Liga 1, iar apoi dacă se poate și în străinătate. Urmăriți cu elevii dumneavoastră meciuri, poate din Europa League, din Champions League, din Liga 1, din Primera Division, la Digi Sport aveți toată gama. Faceți analiză de meci? Sigur, bine că m-ați întrebat și de lucrul ăsta, chiar e un punct foarte sensibil, așa care eu întotdeauna, sâmbătă sau duminica, în sfârșitul săptămânii, când avem, după ce avem meciul oficial de campionat, sunt o grămadă de meciuri, sunt foarte multe meciuri care se transmit pe TV și chiar le spun, vedeți că sâmbătă sau duminică există un meci, un derby în anumită țară sau chiar la noi, chiar luni vreau să discutăm și să-mi spuneți ce ați văzut. Când ne permite timpul, îi luăm și mergem cu ei la anumite meciuri. Am fost pe Arena Națională, mergem să vedem anumite jocuri. Ștefan Mocanu este un jucător de bază la grupa 1999 de la Școala de Fotbal Sport Team. A fost chiar convocat și la lotul național. Ne va da el mai multe detalii astăzi la Digi Sport. La ce vârstă ai fost chemat la lotul național, Ștefan? La vârsta de 13 ani. Acum am 14 ani și am fost foarte mândru, mai ales părinții mei, că am ajuns să practic un sport și să fiu răsplătit de că joc la o echipă națională și acesta a fost visul meu și o să muncesc până când o să mă atingă un obiectiv, să ajung la echipa națională și în alte și în străinătate. De când erai foarte mic, îți doreai să faci un sport sau îți doreai să faci fotbal? Îmi doream să fac fotbal. Întotdeauna am ieșit afară, m-am jucat cu băieții. La un moment dat i-am zis tatălui meu: tată, te rog, du-mă în schema și pe mine la un club de fotbal, că vreau și eu să fac performanță și poate mai încolo să ajung la o echipă mare. Există rivalitate la voi la echipă? Vă bateți pentru un loc? În postul meu nu, dar la celelalte da. E concurență, deci? Da. Și ce zici? Dacă tu ai avea un concurent pe postul tău, ai munci mai mult la antrenament sau deocamdată nu lucrezi la o capacitate de 90%, să spunem? Lucrez cât de bine pot. Încerc să mereu să-mi ating un obiectiv mai mare și până la urmă, v-am zis, să ajung în fundaș central bun. Mai multe detalii despre Academia de Portari și Centrul de Copii și Junior Sportim de la Giurgiu în episoadele următoare, numai la Digi Sport.